Educația în România devine prohibitivă în loc să fie accesibilă. Este declarația făcută într-o conferință de presă de deputatul Raluca Turcan. Parlamentarul sibian crede că after school-ul este extrem de costisitor și nu toate familiile își permit să le plătească elevilor aceste cursuri. Raluca Turcan spune că salariile mici din învățământ nu îi atrage pe tineri să lucreze în acest domeniu. Întrebarea este, cum îi motivezi pe acești oameni? Cu 7 milioane pe lună? Răspunsul pe care guvernul îl dă este tăiem bani de la educație și nu ne interesează ce se întâmplă cu ei. Raluca Turcan a atras atenția și asupra costurilor mari în cazul cursurilor de tip after school. În România, after school-ul costă între 8 și 12 milioane. Din nefericire, venitul pe persoană statistic demonstrat este 882 de lei, adică aproape 8 milioane. Întrebarea este, o familie medie care muncește zi de zi și își plătește taxele și impozitele la stat, cum își permite să educe copiii, cum își permite să ofere supravegherea pe timpul zilei, dacă after school-ul este atât de scump? De aceea afirm cu durere că educația se transformă, educația de fapt devine prohibitivă pentru cea mai mare parte a populației în loc să fie accesibilă.